Echipa din Bârsana a câștigat Seria Nord după ce a terminat neînvinsă sezonul, reușind 17 victorii și înregistrând un singur egal în cele 18 meciuri disputate. Avântul a marcat 85 de goluri și a primit 23. De cealaltă parte, Viitorul a câștigat Seria Sud din Liga a 4-a, acolo unde a jucat 22 de partide, în care a înregistrat 21 de victorii și un singur eșec. Fotbaliștii din Ulmeri au dat 132 de goluri și au încasat 27. Cele două formații se vor confrunta mâine, începând cu ora 17, pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare. Câștigătoarea finalei va deveni campioana județului Maramureș și va lupta pentru promovarea în Liga a 3-a, unde va întâlni Unirea Mirșid, campioana județului Sălaj. Confruntarea de baraj pentru eșalonul superior se va disputa în dublă manșă. Primul meci va avea loc pe 18 iunie în Maramureș, iar cea de-a doua întâlnire se va disputa în data de 25 iunie în județul Sălaj.